De ce nu recomanzi tu măsurătorile dese? Mie mi se pare extrem de important și este o greșeală frecventă în programele de slăbire. Cântăritul și măsuratul zilnic. Uite, am să spun un lucru. De exemplu, Cosmina, astăzi facem pachetare, poate să dea 2 cm. Poate. Nu știu sigur. Da? Data viitoare, să spunem că astăzi dă 2 cm. Data viitoare s-ar putea să dea decât 1 cm sau să nu dea absolut deloc. La unele Exact. persoane pot fi centimetri mai mulți pierduți la prima împachetare, la altele deloc, în funcție Exact, de ce se exact. întâmplă acest lucru. În funcție de țesutul adipos pe care îl avem, de celulita existentă, clar sunt mai multe cauze care pot determina un efect imediat sau undeva la 3-4 ședințe. Fiecare zi este o altă etapă din tot, și din metabolism până la urmă. Avem metabolism cu diferite arderi, cu catabolism, anabolism. Sunt diferite etape ale acestui tip de metabolism. Spuneam că depinde foarte mult de tipul de celulită pe care îl avem. În momentul în care vorbim de o celulită edematoasă, deci cu acumulări de apă, dar fără un exces foarte mare, categoric acea persoană va avea efecte imediate. În cazul în care avem o persoană care are micro sau macronoduli, Adică este o veche, celulită, celulită exact, o veche. celulită veche care nu cedează foarte rapid. Acestui tip de celulită îi trebuie 3-4 ședințe, 3-4 împachetări, astfel încât să se vadă un efect. Deci el lucrează, substanțele, ingredientele active, substanțele active lucrează și ard grăsimile, dar ca să fie eliminate, mai trebuie să dureze o perioadă de 24, 36, 48 de ore. Sau sunt zile în care retenția noastră hidrică este mai mare și atunci e firesc Sigur. să dăm centimetri, să-i vedem. Sunt zile în care nu avem retenție hidrică și e firesc atunci să nu existe număr mare. E valabil și pentru cântărire. Nu Da, se da, da. face niciodată zilnic, se face o dată pe lună la bilanțul lunii încheiate, practic. Exact. Riscul la cântărire este cam același, practic, da? Exact. Sunt zile în care poți să vezi sute de grame pierdute, sunt zile în care acul cântarului stă pe loc și riști depresii gratuit. Exact despre asta vreau să spun, că sunt depresiile. De exemplu, într-o săptămână ai scăzut pentru că te-ai pus pe cântar și ai văzut că ai slăbit 2,5 kg, iar culmea, săptămâna viitoare nu ai dat niciun gram jos. Te De ce? Pentru că e normal. retenția de apă. Va, iar în momentul acela, tot ce a însemnat dietă pentru acea clientă, toate, cum să spun, tot entuziasmul ei se duce și de multe ori dă în patima mâncării. Pur și Plachează, simplu renunță, exact. plachează, De da. aceea nu este bine să ne cântărim, să ne măsurăm la o săptămână, la o zi, la două, la trei. Deci acel minim de 2 săptămâni, ideal într-adevăr la o lună de zile.